CSG Dumbrăvița a debutat în play-out cu un eșec în fața ultimei clasate CSM Alexandria. Absențele din lotul alb verzilor și-au pus amprenta asupra rezultatului final al partidei. Dumbrăvițenii au deschis scorul minutul 39 când Bruce North i-a scăpat singur cu balaurul. Bucuria timișenilor nu a durat mult, aceștia văzându-se egalați 2 minute mai târziu prin Ștefan Cană. În partea a doua a jocului, CSM Alexandria a fost mai pragmatică și a marcat de două ori prin Gianni Crețu în minutul 57 și Alberto Călin în minutul 77, care a stabilit scorul final de 3-1.